Cosmin Oloroiu traversează o perioadă senzațională. A devenit campion în China în urmă cu 2 luni, dar este împlinit și pe plan personal. A reușit să slăbească 30 de kilograme. Nu a fost însă deloc ușor. Mâncam la masa de seară foarte puțin. În general mâncam ton cu porumb, că nu cred că mai au ton în China, la cât ton am mâncat eu în perioada asta de 6 luni. A dispărut tonul pe piață. Antrenamentele spartane au dat rezultate. Oloroiu s-a antrenat cot la cot cu jucătorii săi în sala de forță. Eu mergeam la sală când ei mergeau la masă. În perioada aia, între 11 și jumătate și 1, 2, 1 jumate mergeam la sală. Mergeam la antrenament undeva 3, 3 și jumătate. 5 și jumătate se termina, mai făceam ceva tenis, fotbal, tenis, nu știu, fotbal cu alt staff de la altă echipă. Fel și fel, mai alergam, mai făceam alte activități.